Veste proastă pentru fotbalul clujan. Orașul de la poalele Feleacului nu mai are niciun arbitru în Liga 1. Retrogradat în eșalonul secund, centralul Mihai Prodan renunță la fotbalul autohton și emigrează în Australia. Nu regret că părăsesc România, a mărturisit arbitrul clujan. Singurul arbitru de centru clujan din Liga 1 a fost retrogradat în urmă cu 2 luni în eșalonul secund. Mihai Prodan susține că nu a primit din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor la vremea respectivă niciun motiv pentru această decizie. S-a hotărât între timp să plece din țară și să-și continue cariera în Australia, unde însă rugby-ul și cricketul sunt cele mai populare sporturi. Da, o să plec împreună cu soția mea, o să plecăm în Australia. Deja mi-am rezolvat să arbitrez acolo. Nu regret că plec din România, în schimb regret că am plecat așa de la Liga 1. Orice șut în fund este un pas înainte. Extrem de afectat de turnura negativă a carierei sale, arbitrul clujean nu intenționează să revină în România. Ce termen doriți să plecați? Pe termen nelimitat, fără garanție. Mi-am luat, am spus, bilete doar dus. Nu știu, depinde. În acest moment, niciun arbitru clujean nu activează în Liga 1. Patrițiu Abrudan, președintele Asociației Județene de Fotbal din Cluj, speră că această situație să se schimbe în scurt timp. E prima dată în istoria Clujului când n-avem niciun arbitru în Liga 1. Îmi pare rău, sigur. Mie v-am spus dublu motiv pentru care îmi pare rău. Unul, că nu avem niciun arbitru, și al doilea, că oricum Mihai a promovat prin concurs. Exact ceea ce vă ziceam eu. Când l-ai retrogradat, așa, fără să dai prea multe explicații, poate că pe undeva are și o anumită justificare la decizia statură, care au luat o decizie într-adevăr foarte